Polițiștii români se ține bățoși, chiar și după o decizie a CEDO. Tortura pentru care România va plăti despăgubiri de 9.000 de euro nu ar fi existat. Asta susțin cei care au fost prinși cu musca pe căciulă. Este vorba de polițiștii din Bistrița care au maltratat, torturat și batjocorit un adolescent în urmă cu aproape 8 ani. În momentul de față nu există nicio hotărâre judecătorească împotriva persoanelor indicate de dumneavoastră, motiv pentru care nu există temei legale pentru luarea unor măsuri. În acest caz, față de persoanele indicate de dumneavoastră, pot fi luate măsuri pentru săvârșirea unor infracțiuni numai în situația în care există hotărâri judecătorești de condamnare ori de obligare la plata unor despăgubiri. A transmis Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița jurnaliștilor de la știri de bistrița.ro. Reacția oamenilor legii vine la o săptămână după ce publicația Bistrițeană a cerut lămuriri cu privire la cazul de tortură. Un răspuns gol, sec și arogant, susțin ziariștii de la știri de bistrița.ro. Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița Năsăud și ascunde faptele după un deget mic și bolnav. Arată în concluzie Rian Farcașiu de la știri de bistrița.ro. Cazul șocant a avut loc în 2011. Atunci, polițiștii din Bistrița au torturat un tânăr cu probleme psihice pentru un furt imaginar. Oamenii legii l-au bătut cu pulanul pe băiatul care era în clasa 11-a până i-au spart timpanul. Acum, polițiștii scapă bazma curată, nu vor plăti niciun leu victimei și nu vor fi sancționați disciplinar. În schimb, statul va fi cel care va achita în urma lor despăgubiri de mii de euro. Mai mult, în stilul clasic românesc, șeful serviciului de investigații criminale, sub ochii căruia ar fi avut loc tortura, a fost avansat.